trebuie să spunem un lucru. În urma delegării, eu nu vin să fac lucrări de capul meu, municipiul Bacău, noi societatea. Cetățenii se sesizează tot felul de probleme și nemulțumirile sunt transmise de primărie. Primăria dă o comandă, noi facem un proiect, mergem în Consiliul Local, aprobăm indicatori tehnico-economici în acest proiect, îl executăm, venim cu raport în Consiliul Local, îl punem pe masa consilierilor locali și acolo consilierii locali, pentru prima dată, așa cum am zis, au șansa să ia constructorul de goliri să-l întrebe. E bine, rău, nu știu, să propună sancțiuni. Deci suntem într-o realitate care, pentru prima dată, există un control pe lucrările pe domeniul public. Și acum ce să zic? Eu știu cum au fost ultimii 12 ani. Și vedem și noi ce moștenim. Drept exemplu, iluminatul public. Rețeaua de iluminat public. Eu nu cred că trebuie să mai ajungem în această ipostază și sunt foarte dezamăgit că s-au făcut niște acuzații că furăm banii, că furăm terenurile, că furăm Bacău. Asta este... Domeniul public al municipiului Bacău nu poate fi decât concesionat, închiriat, administrat. Deci noi suntem pe administrare. Deci noi la momentul ăsta suntem administrare. Un administrator nu poate vinde, nu poate... E, nu știu ce exemplu să dăm. Deci un administrator clar nu poate să facă, nu știu, să-l concesioneze mai departe, să-l vândă, să... Doar îl administrează. Doar îl administrează. Exemplu, dacă ar fi să dăm acum și exemplu care să ne ajute pe toți să înțelegem, exemplul CET-ului. CET-ul a dat faliment, da? Toate proprietățile municipiului Bacău au trecut în noua societate termoenergii și sunt ale municipiului Bacău în continuare. Deci teoria asta mincinoasă că se vor fura terenurile nu își are fundament. Sincer, am fost dezamăgit că dezbaterea politică s-a ajuns la un nivel în care este demnitatea unor oameni de consiliu local. Aproape că toți angajații societății și-au pus întrebarea de ce se pune problema așa. Eu sincer chiar aștept așa, niște scuze din partea